Bună seara, dragi prieteni, se vede conexiunea este. În câteva clipe vă explic, sunt în regiunea străzii Ismail cu Albișoara, unde conductele de la termoelectrica de aici, de la turnul mare C2, am să vin par celălaltă, încă nu sunt date în exploatare, chiar dacă termenul de exploatare în tot anul trebuie să fie până 15 septembrie. Și aici, în par celălaltă, zilele astea lucrează de cu zori, mai ales de când am început noi, de când am început să vorbim despre lucrările și despre calitatea lucrărilor. Cei de la termoelectrică au început mai des să atragă atenție termenilor și au început să lucreze. Lucrează pentru că se apropie sezonul de încălzire. Dar eu am câteva întrebări legate de aceste lucrări. Despre calitatea lucrărilor și gestionarea mijloacelor urbanești. Și din nou fac trimitere la articolul de pe știri MD. Articolul spune în felul următor. Blocul a fost reparat capital anterior deja de 8 ori și era la limita funcționării. În siguranță, explică Alexandru Lupan, director tehnic de la Termoelectrica. În 2021 expiră termenul de exploatare al blocului 2, iar peste un an și blocul 3. Adică sursa 1, fosta C2, care e în spatele meu, ar urma să-și sisteze o parte din activitate. Asta înseamnă că țara va rămâne fără aproape 15% din energia electrică, pe care urma să o cumpărăm de Ucraina sau de la Cuciurgan, susține directorul tehnic. Întrebare către domnul director tehnic, pentru că așa voi proceda cu ei, având întrebări deja pregătite. Domnul director tehnic al termoelectricii este jurist de profesie? Nu. Ce fel de speculații sunt de fapt la această întreprindere de stat? Pe cine angajează domnul director Iene? Asta înseamnă că un jurist care nu are treabă cu ingineria, cu departamentul tehnic, se dă cu părerea despre lucruri care absolut nu țin de el. Un simplu jurist se dă cu părerea. De când echipamentele pot funcționa doar 300 de mii de ore, dacă le sunt făcute la timp expertizele tehnice, astfel termenul de exploatare poate fi prelungit. Susține experții cu care deja am vorbit. Articolul spune în felul următor. Sursa 1, fosta C2, are 3 instalații de generatoare cu o capacitate instalată de 240 de MW de producere a energiei electrice și 1200 gigacalorii oră. Energie termică însă ea producea cel mult 170-180 MW de energie electrică și circa 70% din capacitate. Întrebare, domnul Iene. Pentru ce anume domnul Iene a cheltuit tocmai 12 milioane de euro? Bani împrumutați de la Banca Mondială dacă s-a lucrat cu o capacitate de doar 70%. În articol, de asemenea, scris. În interiorul acestea au fost depistate. Că acum se fac reparații în interiorul. Ca să înțelegeți, după ce a fost reparată și au fost investite 12 milioane de euro, au fost găsite bucăți de metal în interiorul, bucăți de metal și piese auxiliare. Așa că a fost nevoie de lucrări și utilaje suplimentare, neplanificate inițial, ceea ce a complicat realizarea în timp a lucrărilor. Întrebare. Care a fost costul lucrărilor depistate pe parcurs? 1 milion de euro. Mult prea mult pentru a înlătura niște deșeuri, bucăți de metal și piese auxiliare. Domnul director, noi avem niște întrebări, chiar dacă nimeni din mass media, practic, în afară de câteva instituții mai libere, au avut niște întrebări la dumneavoastră. Nimeni nu întreabă ce cu sectorul termoenergetic al capitalei și de ce nu este dat în termen în exploatare și ce se întâmplă și care sunt riscurile noastre. De asta am să întreb eu. Întrebare. În articol de asemenea găsim, investiția de 12 milioane de euro urmează a fi recuperată. Iată, asta încă nici bucata asta până aici e reparată, aici rămâne deasupra, încă pot să mă urc deasupra și să vă arăt că ei lucrările, nu că nu le-au terminat, ele încă trebuie să continui, încă cât trebuie să continui. Investiția de 12 milioane, iată cum arată investițiile de 12 milioane de euro, urmează a fi recuperată în 4 ani și 2 luni. 140 milioane de lei deja au fost achitate, iar rambursarea finală este planificată pentru 2023. Întrebare, domnul director. Despre care
care cifre vorbiți dumneavoastră dacă în contract e scris 10,6 milioane? A fost câștigată licitația cu 10,6 milioane. Uitați-vă singuri în articol, știrea MD. În contract sunt 200 milioane. Nu se lichez două cifre, 10 milioane jumătate, 10 milioane 600 de mii și cu 200 milioane. În articol de asemenea scrie, studiul de sisteme efectuat de Banca Mondială a indicat și necesitatea modernizării urgente a blocului 2, de aici, din spatele meu, după modelul blocului 1 și o reparație capitală a blocului 3. Întrebare, dar nu cu echipament rusesc depășit din punct de vedere tehnic? Și aici n-au înțeles încă societatea noastră că noi nu putem repara și lua bani, împrumuta bani de la europeni, de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar pentru tehnologiile sovietice. Așa arată țevile. Domnul Iene, asta e pregătirea de sezon, ia spuneți-ne. Asta e conducta magistrală care duce de la termocentrală. Pentru ce ați luat bani, domnul Iene? Lămuriți-ne și nouă. Și unii s-au dus banii, dacă lucrările încă nu sunt finalizate. Iată, eu vă arăt că suntem la Ismaila, ăsta e CET 2, iată-l în spate, trubile magistrale. De asemenea, în articol, domnul Iene, scris, acum procedurile de licitații se ocupă unitatea consolidată pentru implementare și monitorizarea proiectelor în domeniul energetic, UCIPE, doar că în jurul licitației pentru modernizarea blocului numărul 2 energetic și reparația capitală a blocului energetic numărul 3 sucursala 1, sursa 1 din Chișinău, au început anumite jocuri murdare. În presă, și aici vine învinuire, când presă au apărut mai multe învinuiri. Domnul Iene, dacă sunteți atât de deschis, ce înseamnă au venit mai multe învinuiri? Ce înseamnă că au venit în presă jocuri murdare? Dumneavoastră vă dați părerea, Horus Energy, compania de care noi vorbim, a realizat cea mai mare parte a lucrărilor. Domnul Ieni, eu știu că dumneavoastră aveți niște relații de rudenie cu Valentin Balan și a să vin eu și am să spun care sunt relațiile de rudenie. Dar această companie Horus Energy recunoaște, de fapt, că este filială a regională pe Republica Moldova, România și ce mai avem noi, partea CSI, SNG, cum scrie pe site-ul lor, a concernului rusesc Silavăi Mașină, care este sub sancțiuni europene. Probabil aveți oameni în structurile de stat, la securitate, la procuratură, la Ministerul de Interne, care vă protejează. Că pur și simplu nu cred că nimeni nu v-a băgat în seamă până acum. Probabil se are în vedere că încercarea unor companii internaționale notori în domeniul energetic nici în 2019 n-au reușit să intre pe piață. Domnul Iene, cele mai importante companii din domeniul energetic n-au reușit nici în 2019 să intre pe piața energetică de Republica Moldova. Dumneavoastră lobați interesele rusești, noi care suntem într-o dependență totală de energia și de gazele rusești, dumneavoastră promovați și lobați interesele cui? A noastră sau a Federației Rusă? Eu acum vreau să vă întreb doar, întârzierea semnificativă cu 6 luni a generat pierderi de 400 de milioane de lei, fapt care a ascuns temeinic, sau care fapt ascuns temeinic de către conducerea termoelectrică. Aceste pierderi au fost determinate de staționarea blocului 1, care urma să fie modernizat, dar în realitate sustras din procesul de producere a energiei electrice și la capacitatea anterioară de 80 de megawatts pe oră. Nu putem ignora faptul că având capacitate de 110 megawatts pe oră, blocul ar putea genera și emite energie electrică valoare de peste 450 de milioane de lei. Știți care e problema, domnul Iene? Când nimeni nu vrea să discute în esență despre problemele din domeniul de la termoelectrică și din domeniul energiei electrice și din domeniul gazelor, nimeni s-ascund, pentru că sunt interese enorme. Eu am văzut cifra de afaceri de la termoelectrică, eu am văzut interesele pecuniare pe care le are și Vyacheslav Ienie și domnul Valentin Balan. Aici, într-adevăr, sunt sume colosale de bani. Aici, fără protecția unor înalți funcționari din statul Republica Moldova, nu cred că era posibil să ajungă la o așa stare de dezastru. Eu sper, și adresarea mea vine încă o dată către președintele Parlamentului cu care am vorbit, către conducerea statului, către Ministerul
care ghidează termoelectrica, în subordinea cui se află, să atragă atenție, să declanșeze un audit extern, încă o dată, un audit extern la termoelectrica, să stopeze oricare licitație făcută cu companiile rusești, să revizuiască tot ce înseamnă contracte deja existente, pentru că banii primiți de la comunitatea europeană, cu care se laudă fiecare guvernare, ajung prin scheme obscure, prin companii offshore, cum este și Horus Energy, ajung în destinații offshore și ajung în companii care sunt sub interdicții internaționale. Aici, la conductă, se lucrează trei oameni. Iată, eu vă arăt încă o dată ca să nu spuneți. Uitați-vă, unul, un sudor sus și restul cu mâinile în buzunar. Iată așa se lucrează pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oameni sunt jos și doi lucrează. Iată așa se lucrează la reparația țevilor și pregătirea de iarnă. Eu nu știu dacă societatea noastră înțelege gravitatea problemei și cât s-au furat anii ăștia și cum chișinăuienii plătesc bani enormi pentru astfel de lucrări care merg în buzunarele unor companii afiliate, rudelor, prietenilor care dețin monopolul în domeniul termoenergetic din Republica asta noastră ninorocită. Iată așa se lucrează la Chișinău. Doi sus mai fac nu știu care lucrări. Restul, șapte conducta și asta e termocentrala. Așteptăm reacția autorităților și demisia conducerii de la termoelectrică.